Hai să formulez despre această carte, dacă ați ști pe cineva. Ce este această carte? Este cartea despre un adolescent, cam vârsta voastră, cam mai mic, poate voi aveți 16-17, da? Cam așa, da? 16-16. Băiați ăștia la toți vreo 15, dar în cartea are 13-14 ani. Și iată, s-a întâmplat așa, că el a nimerit între două focuri. În toi războiului, între focul dintre ruși, sovietici și germani. Și aici toată acțiunea și toate peripețiile, toate întâmplările, toate suferințele, toate durerile, toate necazurile, toate cele se întâmplă asta. Adică omul între două focuri. El, micuțul, omul, un copil. Acolo armate mari, cu tancuri, cu puturi, cu mitraliere, cu tot ce vrei. Eu singur sunt greu. Pornește-și ca alt fratele. Fratele care a plecat, s-a răzăcit în lăsul. Iată, asta este subiectul simplu de tot. Ce se întâmplă cu ea? Dar, cum spuneam eu la început, este o carte care a rezistat 50 de ani. Anul viitor o să fie 50 de ani, cum a spus. De ce a rezistat? Și alte cărți n-au rezistat. Pentru că viața asta este plină de încercări, viața asta este plină de luptă între bine și rău, între frumos și urât, și mai ales viața asta. De ce omenirea nu poate să scape de războaie? De când se ține minte omenirea tot războaie și războaie și războaie și războaie?